La vremea respectivă, nici eu nu știam de această disciplină de cercetări operaționale. Cum spuneam, e o disciplină care e foarte importantă, dar e un pic invizibilă. Lucrez la o tehnologie care chiar va revoluționa lumea. Am construit un model matematic care să analizeze diferitele metode de control a epidemiei. Distanța îți oferă acea obiectivitate pe care poate dacă ai fi în miezul evenimentelor, ți-ar fi mai greu să o obții. În acest ultim episod ne vom afla la Boston, New York și San Francisco. Vom cunoaște câțiva tineri români care fac cercetare. Unii sunt la început de cariera academică, alții și-au înființat propriile companii sau au fost recrutați de marile corporații. Vom vedea cum cercetarea furnizează idei și soluții pentru marile probleme ale societății americane. Indiferent de domeniu, lumea academică rămâne un furnizor important de idei pentru statul american. So tomorrow when we'll talk about Egypt, we'll come back to what happened during the Arab Spring and again we'll După o teză de doctorat look, despre lustrația în fostele state comuniste, Andreea Măireanu a aplicat pentru un post de lector la Boston University. Își planifică încă de pe acum următorul pas în carieră. They don't really have any friends in the region, so like they're really not on good terms with. Peste câteva luni după întâlnirea noastră, avea să aleagă Catedra de Științe Politice a Universității Wilkes din Pennsylvania. Am predat toate cursurile importante, subdisciplinele științelor politice, de la politici publice, politici comparate, politici americane, relații internaționale. Iar în ultimii ani am devenit eu profesoară, lecturer este titlul, deci lector. A fost foarte greu la început, am fost asistentă la cursul de politici publice americane, eu venind după o facultate terminată în România, un masterat în Ungaria, era un domeniu total nou. L-am considerat pur și simplu ca o oportunitate de a crește profesional. Ai reușit să te păstrezi obiectivă? Distanța îți oferă acea obiectivitate pe care poate dacă ai fi în miezul evenimentelor, ți-ar fi mai greu să o obții. Din punctul meu de vedere, România nu contează atât de mult deocamdată. Este poate mai mult datoria noastră să ne facem cunoscuți, să avem un lobby mai puternic. Statele Unite, momentan, în această administrație, sunt concentrate pe alte meridiane, au priorități în alte părți ale lumii. În Statele Unite se vorbește foarte, foarte mult de China. China, o țară care este văzută ca un potențial pericol la titlu de superputere. Bineînțeles, sunt foarte implicați în ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, având interese strategice și legate în principal de petrol. Am auzit foarte, foarte rar vorbindu-se de Estul Europei în general și cu atât mai puțin de România. Care ar fi explicațiile pentru americanocentrism și care ar putea fi efectele negative ale acestui tip de întreprindere politică? Chiar acum câteva zile am vorbit cu studenții mei despre naționalism, despre patriotism. Este foarte greu pentru ei să asocieze conotații negative ideii de naționalism. Așa cum este înțeles aici, cuvântul are în principal conotații pozitive. Îți iubești țara, iubești steagul, constituția, simbolurile acestei țări și mi-a fost greu să le explic cum
aceste simboluri pot fi manipulate în scop politic, cum practic trebuie să fim mai sceptici și totdeauna să fim mai precauți în felul în care liderii politici folosesc aceste simboluri. În America, în principal, încă din liceu, li se spune că țara este un exemplu excepțional de dezvoltare. Îi vin aici, pe băncile școlii, cumva deja îndoctrinați. Și ce este mai grav e că foarte puțin știu ce se întâmplă în alte părți ale lumii. Ne-am întâlnit cu Dan Iancu în gara din San Francisco. Face zilnic acest drum către Stanford. Pare un banal tren de navetiști, dar este trenul cu cel mai ridicat IQ din lume. Cu profesori, cercetători, tineri antreprenori din Silicon Valley. E și o școală foarte puternică pentru research. Sunt foarte mulți profesori care sunt foarte cunoscuți, au fost mulți laureați de premii Nobel. Deci o școală care pune accent foarte mare pe cercetare. Contează mult experiența din industrie, în sensul că îți dă oarecare autoritate în fața studenților. Deci poți vorbi în ceva cunoștință de cauză. Asta fiind spus, eu nu am atât de multă experiență ca alți colegi de-ai mei și cumva, de multe ori, profesorii au mai puțin experiență decât studenții în materii strict legate de lumea de business. Profesorii știu mult mai bine cumva fenomenele care pot apărea și au o vedere mai de ansamblu asupra evoluției unei industrii sau unei economii sau a unui proces. Dan Iancu a migrat de la matematică spre o știință nouă, de care nu auzise până să vină în America. La Stanford se află cea mai bună și mai bogată școală de business din lume, cu cea mai mică rată de acceptare pentru o facultate cu acest profil. 3 laureați ai premiului Nobel sunt profesori aici. Cât de nouă este această disciplină? Din nou, comparând cu matematica, să zicem, sau biologia, e relativ nouă. A apărut prin anii 50. Foarte multe cercetări operaționale au făcut în armată. Deci armata era interesată să-și optimizeze operațiile și cumva tot ce ținea de logistics, tot ce ținea de cum să miște echipamentul, utilajul, de unde. Deci toate astea erau întrebări fundamentale. Care sunt condițiile pe care ți le-a oferit Stanfordul pentru cercetare? Ce tip de contract ai încheiat? Care au fost termenii? Păi în business school nu ai un laborator atât de mare cu foarte mulți studenți. Deci contractul tipic care mi-a oferit mie, dar și tuturor celorlalți, suntem plătiți pe 9 luni și încă 2 luni de vară. Principalele responsabilități stricte țin de predarea în programul de MBA sau în programul de PhD, deci trebuie să predăm un număr de cursuri în fiecare an, iar restul timpului e de votat cercetării. Feedback-ul pe care trebuie să-l oferi șefilor de la Stanford? În primul rând, nu există o noțiune de șef, nu e foarte bine definită. Spre exemplu, noi nici nu avem măcar un șef al departamentului, se numește Group Area Coordinator, deci cel care coordonează activitățile grupului. Și există 3 decani în interiorul business-ului. Fiecare decan supervizează 2 sau 3 arii funcționale. Deci există un decan care supervizează ariile noastre și avem întâlniri anuale cumva cu decanul respectiv, în care se discută cum merg lucrurile și în materie de cercetare și în materie de predat. Desigur, există perioadele de evaluare. Decizia de tenure este luată, e foarte serioasă și acolo există scrisori externe, există evaluare făcută de o comisie de profesori și aceea e decizia cumva principală. Într-o oarecare măsură eram puțin deziluzionat de sistemul academic din România. Mi se părea că există o lipsă de interes atât din partea studenților cât și din partea profesorilor, în sensul că studenții erau acolo ca să-și ia diploma, nu prea puneau foarte multă valoare pe studii și pe ideea de a sta în facultate ca să înveți ceva care e util și care poate chiar nu, dacă nu poți să-l aplici imediat, pur și simplu îți deschide capul și îți arată niște idei importante și te învață să gândești într-un mod structurat. Deci asta era cumva perspectiva studenților. Pe de altă parte, și profesorii nu puneau foarte mult efort în modul în care, în materialul care intra în multe cursuri. Adică, din nou, generalizez și e periculos. Am luat cursuri excelente în București, mai ales pe discipline de genul matematică, fizică,
dar în același timp erau și diverse cursuri care vorbeau de tehnologii din anii 60 și 70 și care clar puteau fi aduse la zi. Deci am făcut 2 ani de facultate în București și apoi m-am transferat la Yale. Am terminat facultatea acolo, deci undergraduate, ultimii 2 ani. Apoi am început un PhD la Harvard în matematică aplicată. La vremea respectivă, nici eu nu știam de această disciplină, de cercetări operaționale. Cum spuneam, e o disciplină care e foarte importantă, dar e un pic invizibilă. Cineva de la noi din domeniu chiar o numea the world's most important invisible profession. Și e foarte adevărat, fiindcă într-o mare măsură combină lumea teoretică, deci modele matematice și demonstrații și teoreme și lucruri abstracte, cu lumea concretă cumva. Ceea ce fac, spre exemplu, companiile aeriene zi cu zi, deci prețurile se ajustează și de asta plătim bilete foarte diferențiate când suntem mai aproape de zbor versus când suntem la câteva luni înaintea unui zbor. Deci de la probleme de genul ăsta până la probleme de cum să se maintenance pentru țevile din Washington. Deci țevile din Washington, unele dintre ele sunt datează de la războiul civil. Sunt atât de vechi și n-au fost menținute și costurile sunt foarte mari dacă vrei să sapi o gaură și să ajungi să schimbi o țeavă. Și să construiesc modele matematice pentru timpul până la care o țeavă se poate sparge, care ar fi costurile de înlocuire, care sunt traseele optime pentru reparații, pentru care e cel mai bun schedule pentru toate operațiile de genul ăsta. Și astea sunt probleme cumva foarte apropiate de domeniul meu. Area mea funcțională fiind operații, mă uit la anumite procese care sunt tipice în industria financiară, spre exemplu portfolio optimization, deci optimizarea de portofolii financiare. Și împreună cu un coleg de la Harvard ne uităm la anumite procese care pot fi făcute mai bine în ceea ce privește optimizarea de portofolii pentru mai mulți clienți. Acolo sunt o felul de efecte subtile, cum ar fi echitabilitate și întrebări de în ce ordine ar trebui optimizate portofoliile, pentru că dacă optimizezi într-un mod naiv, poți avantaja anumiți clienți și asta nu e permis, e de fapt ilegal. În România ar fi prea tineri pentru a li se acorda încredere și resurse. America însă, patria meritocrației, a știut să-i responsabilizeze și are de câștigat. Mihai Duduță are o poveste care seamănă cu începuturile fondatorilor marilor companii. După absolvirea MIT, nu a continuat cu un doctorat, s-a hotărât în schimb să facă bani din inventică. Am ajuns să pot să aplic asta și să lucrez la o tehnologie care chiar va revoluționa lumea. Despre ce e vorba? Baterii. Vorba despre niște baterii foarte mari, mult mai mari decât face oricine altcineva în lume, care vor stabiliza rețeaua electrică. Actualmente, majoritatea bateriilor pe litiu-ion sunt făcute să funcționeze în telefoane mobile, în laptopuri. Puține sunt făcute să funcționeze în vehicule. Noi ne-am dat seama, am studiat piața, am făcut o descoperire în laborator, ne-am dat seama care sunt limitele acelei descoperiri și am hotărât cea mai bună aplicație ar fi să folosim chimia litiu-ion în această arhitectură complet nouă pe care nimeni nu și-o mai imaginase vreodată împreună cu litiu-ion, să facem niște baterii foarte mari care ar permite să funcționeze în rețeaua electrică, făcând lucruri de genul panourile solare merg ziua, dar poate n-ai nevoie de toată energia aia. O stochezi în timpul zilei, o folosești în timpul nopții. Și asta e doar unul din cele 10 sau sute de proiecte posibile în rețeaua electrică, pentru că este ceva, un organism mult mai complicat decât credeam la început. Mi se părea, a prins lumina, undeva se întâmplă ceva. Și am învățat cât de perisabilă este electricitatea. Este, în momentul în care o produci, trebuie să o consumi. Și rețeaua electrică are foarte puțin capacitate de stocare și majoritatea este hidroenergie. Am dovedit foarte multe din punct de vedere științific. Trebuie să trecem la următoarea etapă în care facem o mini-fabrică. Nu e mai simplu să vindeți patentul unor mari producători? Ideea, ne-am gândit la asta. Ideea e așa de bună încât dacă cineva vrea să o cumpere, ar trebui să ofere foarte mulți bani. În cazul automobilului electric,
Care sunt prognozele tale? În SUA, lumea vrea foarte mult să știe că poți să conducă mult. Poți să conducă 500 de kilometri, 1000 de kilometri, fără să facă plină. Bateriile, mașinile pe baterii, deocamdată nu pot să ofere asta, decât dacă sunt foarte scumpe. Pentru cineva care are nevoie să meargă 50 de kilometri pe zi cu mașina, ceea ce e destul de normal în state, poți să meargă asta doar pe baterie și nu va fi foarte scump. În momentul în care încerci să mergi 500 de kilometri pe zi, atunci prețul bateriei devine 80% din prețul mașinii. Și astfel de mașini o să devină populare în state, în opinia mea. În Europa, lumea nu are așa un stres cu trebuie să poți să conduc 1000 de kilometri în fiecare zi. Și acolo mașinile 100% electrice vor deveni o realitate. Pentru că, în opinia mea, termodinamica impune anumite limite sistemului. Și limitele sunt cât de mult poți să conduci, cât de ieftină este bateria și cât de sigură este bateria. Frica mea este ca în alte părți ale lumii, în care regulile nu sunt la fel de stricte, să nu încerce să facă baterii care să fie și ieftine, să meargă și mult, dar să nu fie foarte sigure. Pentru că asta ar da toată industria înapoi. Încep să ardă mașini într-o parte a lumii, toate mașinile alea sunt electrice, toată lumea se sperie. And many of the lesions would never evolve into a cancer anyways. As a result, millions of women were undergoing unnecessary procedures, painful biopsies. Sabina Ștefania Alistar a dezvoltat modele matematice pentru politicile de sănătate în scopul alocării optime a resurselor Organizației Națiunilor Unite pentru tratarea unor boli precum HIV-SIDA. Interesul meu este spre proiecte foarte practice și am câteva exemple în direcția aceasta. Un exemplu ar fi un proiect despre epidemia de HIV-SIDA din Ucraina, care este una din cele mai rapide epidemii din Europa. A crescut foarte mult în ultimii ani datorită folosirii drogurilor intravenoase. Și atunci noi am construit un model matematic care să analizeze diferitele metode de control a epidemiei și să ajute guvernul Ucrainei să aleagă între aceste metode de control și să vadă unde este mai eficient să folosească fondurile disponibile. Problemele societății americane sunt o prioritate pentru mediul academic. Universitățile sunt preocupate nu doar de cercetarea fundamentală, ci și de problemele reale ale Americii și își fac un titlu de mândrie din afișarea unei moșteniri care în urmă cu 40 de ani părea imposibilă. Strada rămâne un spațiu de dezbatere veritabil. I just want to tell you to be awakened one morning at 2:30 a.m. and for someone to tell you your grandson just got killed by the police in San Pablo. You who are gathered here today must remember one thing that I'm going to tell you. This is a part of a bigger problem that you ain't gonna want to hear. Some of you will not appreciate what I'm gonna tell you, but San Francisco is damn near as bad as Florida. When you look at San Francisco, let me tell you how this country has treated black people. There are no black people in this city doing business with San Francisco. În aceste domenii, cred că cercetarea în științe politice este foarte importantă, da? În tot ceea ce privește criminalitatea. În urmă cu câțiva ani, un sociolog a făcut un experiment celebru, a rămas în literatură sub titlul de Geamuri sparte,
practic a vrut să vadă ce se întâmplă într-un cartier foarte rău famat, cu o mașină lăsată abandonată 2 săptămâni. Acea mașină nu a fost atinsă timp de 2 săptămâni, până când geamurile nu au fost sparte în mod intenționat de cei care conduceau experimentul. La 2 ore după asta, mașina era complet vandalizată. Pare un fapt banal, dar a influențat felul în care America și-a redefinit politicile publice. De la acest experiment s-a tras concluzia că un cartier nesupravegheat, în care e ok să spargi geamuri, să vandalizezi, trimite semnalul că nimeni nu are grijă de acel cartier, de acea vecinătate. Și felul în care a fost interpretat asta a fost aplicat în marile metropole americane, în New York, în Chicago, unde au vrut să dea exact semnalul contrariu, au adus foarte multă poliție și în felul ăsta s-a transmis exact semnalul opus, că cineva are grijă de acel cartier, că în permanență este cineva vigilant și exemplu de referință rămâne Times Square în New York. America s-a confruntat în ultimul deceniu cu crize majore financiare ale bugetului și asigurărilor de sănătate, cu atacuri teroriste. La Boston, ecourile atentatelor din aprilie 2013 încă nu se stinseseră. Și totuși, America merge mai departe. Sănătatea, securitatea, mediul, educația sunt domenii în care cercetătorii furnizează soluții. Expertiza este binevenită. Obamacare este astăzi o miză majoră. Dreptul la sănătate nu face parte din Constituția Americii, părerea mea. Nu zice, niciunul din articolele din Constituție zic că ai dreptul la sănătate. Și atunci devine foarte greu să justifici, să ceri oamenilor să plătească pentru asigurarea de sănătate forțat, dacă ei nu vor. Statele Unite ale Americii sunt, se axează foarte mult pe libertatea personală și guvernul să nu-ți spună ce faci la tine acasă sau pe ce să dai bani și așa mai departe. Există pur și simplu foarte multe probleme care trebuie rezolvate. Spre exemplu, costurile din sistemul de sănătate din Statele Unite, care sunt foarte mari. Și nu e clar dacă nu pot fi reduse menținând același nivel de calitate. Și sunt foarte mulți cercetători care se uită la asta. Foarte multe din legile care se votează în Washington încep în institute de cercetare, în think tank-uri, organizații non-guvernamentale care sunt dispersate pe coasta de est, iar la Boston foarte multe universități, departamente de științe politice au aceste institute de cercetare atașate cumva, care fac o mulțime de propuneri legislative. Domeniile în care excelează acești tineri sunt teritorii neexplorate în România. Indiferent că este vorba despre tehnologie sau de științele sociale, România nu este conectată deocamdată la aceste noi realități. Unul din regretele mele că nu sunt mai mulți studenți români care nu aplică, care se aplice pentru programe de doctorat în state, pentru că sunt foarte mulți studenți din Turcia, spre exemplu, unde disciplina este foarte bine reprezentată. Și cred că asta poate avea efecte benefice și pentru angajatori și pentru studenți, că oferă foarte multe oportunități. Din punct de vedere financiar, descoperirile la care ai contribuit te-au făcut mai bogat? Da. Cazul meu a fost special, pentru că lucram la proiectul ăsta deja de 2 ani. Eram singur, unul din doi
cercetători din lume care aveau experiență reală în laborator. Doi din trei cofondatori ai companiei, care erau profesori la MIT, aveau experiență făcând alte companii, știau dacă nu-i aduci măcar pe unul din cei care a dezvoltat tehnologia originală, o să pierzi luni întregi încercând să reproduci rezultatele. Și ei recunoșteau faptul că am stat, fiind tânăr și ambițios, petrecut multe nopți, multe weekenduri în laborator, chiar aici. Ce aș vrea să fac în continuare este să încep compania mea. N-aș vrea doar să fac știință, sigur n-aș vrea să fac doar știință sau doar inginerie. Îmi place ideea asta unei companii mici care dezvoltă ceva revoluționar. Dan se pregătește pentru examenul de consacrare ca profesor, Sabina lucrează pentru o mare companie transnațională, Andreea este acum la Universitatea Wilkes, Pennsylvania, și Mihai pregătește alte invenții. America este în mișcare.